Centrul Biblionet a apărut ca urmare a colaborării dintre echipa de proiect condusă de Camelia Filip, reprezentant al Bibliotecii Județene I.A. Basarabescu și administrația locală a comunei. Ca la orice eveniment festiv, pentru început a fost tăiată panglica inaugurală. Doamne ajută să trăiți! Vă mulțumim! Să vă bucurați de aparatură și să aveți succes! Mai trebuie o dată, uite, de aici trebuie! De aici trebuie! Trebuie să împărțim! Bibliotecara Daniela Botea a fost cea care a deschis discuțiile despre amenajarea centrului Biblionet, urmată de primarul Silvian Șiu, care și-a exprimat satisfacția pentru realizarea acestui centru. Bine ați venit la inaugurarea noului proiect pentru calculatoare cu internet pentru public. Avem alături de noi pe domnul primar, fără de care nu se putea face acest lucru, domnul secretar, doamna contabilă e pe aici pe undeva. Doamna Camelia Filip, coordonatorul pe județ al acestui proiect. Și cei doi traineri. Și cei doi traineri care ne-au pregătit pe noi. Sper să fie de augur. Vreau să vă spun că mă bucur sincer. Nu suntem, ca un fapt divers, nu suntem la prima încercare de acest gen. Sperăm să nu rămână la intenția doar de a încerca. Vă spuneam că nu suntem la prima abatere de acest gen, pentru că în urmă cu aproximativ 3 ani un lucru asemănător am încercat în satul Oncești. Din păcate și sincer regret, nu s-a putut finaliza proiectul din lipsa sau mai bine zis, nu a fondurilor, că aveam fonduri din cauza legislației în vigoare. Efectiv, n-am găsit loc să angajăm o persoană care să ocupe efectiv, să numea proiectul Telecentru. Fără implicarea administrației locale în acest proiect, nu ar fi fost posibilă implementarea proiectului. Proiectul Biblionet se desfășoară în acest moment la nivel național. Suntem în anul 2 al acestui proiect de implementare. Suntem foarte fericiți că și în județul Giurgiu am reușit să găsim înțelegere la 17 administrații locale pentru a implementa programul și să sperăm că anul viitor vom mai cuprinde încă 10-20 de biblioteci, astfel încât peste 80% din bibliotecile din mediul rural din județul Giurgiu să intre în acest proiect. La eveniment au mai fost prezenți elevi din comună, trainerii care s-au ocupat de pregătirea personalului, Otilia Pătruț și Mihaela Drăgnuță, secretarul comunei Costel Băiceanu, angajați ai primăriei, cadre didactice și mai mulți locuitori ai comunei. La scurt timp după tăierea panglicii inaugurale, cele patru calculatoare au fost luate cu asalt de copiii adunați din timp în fața bibliotecii. Camelia Filip a precizat că în funcție de rezultatele monitorizării activității centrului, există posibilitatea aducerii unui număr mai mare de calculatoare.